Deși este prima zi în care se distribuie și restul alimentelor gratuite de la Uniunea Europeană, beneficiarii au format coadă de dimineață la sediul Direcției de Asistență Socială pentru a intra în posesia ajutoarelor. Aceștia au la dispoziție o lună de zile în care se pot prezenta pentru a-și revendica produsele. Pentru anul 2013, 6.403 persoane au fost declarate eligibile în ceea ce privește programul PEAD de distribuire a alimentelor comunitare. Astfel vor beneficia de aceste alimente 2030 de pensionari, șomeri indemnizați 612, șomeri neindemnizați 559, persoane cu handicap accentuat și grav, rețineți, nu mediu, 2382 de persoane și persoane beneficiare de ajutor social conform legii 416 pe 2001, 820 de persoane. Pentru a evita producerea aglomerației, produsele se vor distribui la fel ca și până acum, pe zile și în ordine alfabetică. Distribuirea alimentelor către persoanele îndreptățite se face pentru municipiul Giurgiu prin intermediul Direcției de Asistență Socială cu sediu în Strada Gloriei numărul 23, la Gara de Nord. De altfel, este locația de unde s-a distribuit și în anii anteriori. Beneficiarii vor primi 15 kg de făină, 8 kg de mălai, o cutie de miere, o cutie de zacuscă și una de roșii în bulion și 2 kg de zahăr. Direcția de Asistență Socială va distribui în următoarele zile până la sfârșitul lunii alimentele menționate, iar pastele și conservele de carne vor fi alocate persoanelor imediat ce vor ajunge în depozite.